Patru notători au fost răniți în urma atacurilor de delfin pe o plajă, spun oficialii. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a sfârșit cu mai multe coaste rupte și mușcături la mâini, după ce un delfin l-a atacat la câțiva metri de plajă. Din orașul Mihama, duminică dimineața, un alt bărbat în vârstă de 40 de ani a suferit mușcături la nivelul brațelor, într-un incident separat pe plajă în aceeași dimineață. Încă două persoane au fost rănite de mamifere mai târziu în cursul zilei. Fukui a înregistrat până acum 6 astfel de atacuri în acest an, a spus poliția locală. Au fost puse semne pe plajă care le spun notătorilor să evite apropierea sau atingerea mamiferelor. În timp ce delfinii nu sunt de obicei agresivi față de oameni, ostilitatea față de înotători nu este nemai auzită. Oamenii de știință au sugerat că delfinii sălbatici găsesc înotul alături de oameni, incredibil de stresant, găsind dovezi că acest lucru le perturbă rutinele comportamentale. În Republica Irlanda, două femei au fost rănite în 10 zile în 2013 de același delfin, una dintre ele suferind o coastă ruptă. Un an mai târziu, 5 notători au trebuit să fie salvați în largul coastei irlandeze, când un delfin i-a înconjurat agresiv. Pe lângă ostilitatea față de oameni, delfinii sunt cunoscuți uneori că se comportă extrem de violent față de semenilor creaturile marine. În sud-vestul Angliei a fost văzut un delfin cu nas de sticlă aruncând un marsuin în aer, ca parte a unui atac agresiv, relatează Observator News.ro.